Ați văzut când mergeți în vizită pe la oameni care au animale, vă avertizează: închide repede ușa că iese câinele. Mamă, te gândești că e vreo bestie de câine? De unde? Un pechinez isteric care mușcă din ziduri dacă scapă afară. Exact așa e Bușoi. Iar l-au scăpat pe Bușoi, a lăsat careva ușa deschisă și hop, a ieșit Bușoi, mușcă din microfoane. Deci, poate exista un proiect politic cu domnul Cioloș și fără să fie candidat pe listele PNL. Domnule Cioloș, haideți domne, că adună ăștia semnături în PNL. Sunteți cu mințenia pământului pentru ei. Donează peneliștii bani numai să vă pună premier pe mai departe. Știți că Tăricianu le cere ălora care vor să fie pe listele ALDE câte 14.000 de euro. La PNL s-a rezolvat, da, nu trebuie să dați nimic, ci că ar da ei pentru dumneavoastră cât nu s-a strâns pentru cu mințenia pământului. Cât de disperat să fii ca să zici orice, orice îi acceptăm domnului Cioloș, orice. Pupaia în tălpile lui de barosan. E și jenant că doar omul ăla le-a spus: dom'le, nu intru în niciun partid, nu vreau să fac politică, bla, bla, bla. Dar peneliștii: ce ai, frate, ești nebun? Vino, dom'le, în coala asta, nu trebuie să faci nimic. Ne zici nouă ce trebuie să facem. Tu stai cu o cafea în mână. Să știți că nu sunt autiste. Opa! Ce faceți, doamnă? Pledați pe caz de boală? Am înțeles, maternitatea, ați plecat, a rămas Nea Vasile, dar acum la parlamentare la fel? V-ați uitat pe sondaje și ce ați zis? O, la ce scor avem? Nu trebuie să-mi pun un picior în gips, trebuie să mă tăvălesc toată prin gips. Abia aștept și opinia lui Nea Vasile. Cum, despre ce? Despre orice? Cred că va fi ceva de genul: totul e bine, da.